Domnilor, bună seara! Ororile lăsate în urmă de trupele lui Vladimir Putin, care se retrag din regiunea Kiev, șochează întreaga lume. Peste și din nord, dar au lăsat în urmă sute de civili, despre care autoritățile ucrainene spun că au fost executați sumar. Comunitatea internațională este revoltată și consideră că se poate vorbi despre crime de război. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Victor Orban și formațiunea lui FIDE speră să câștige astăzi un al patrulea mandat. Guvernul de la Budapesta, care controlează mass media din statul vecin, a cheltuit în această campanie de 8 ori mai mult decât toate formațiunile din opoziția care s au unit în jurul conservatorului Marchizai. <coughs> în ciuda tuturor criticilor, Victor Orban a reușit să mobilizeze electoratul și cel puțin, așa cum arată sondajele, se îndreaptă spre încă patru ani la putere. Actualul șef al statului ar putea obține victoria chiar la finalul acestei zile, dat fiind că este creditat cu aproape 60% din intențiile de vot. Și partidul său este sigur că va rămâne la putere, chiar dacă într-o poziție ușor slăbită față de ultimul scrutin, la care opoziția nu a participat. Pericol pentru 15 familii din comuna Roșia de Amaradia, în Gorj, unde o alune care de teren amenință să le distrugă locuințele. Pământul se poate surpa în orice moment. În zonă s-au făcut excavări, dar terenul nu a fost consolidat și este instabil în care a fost pusă piatra de temelie. Mai sunt câteva lucrări de făcut, dar mii de oameni din zonă se simt la adăpost de inundațiile de pe râul Crișul Alb. Autoritățile comuniste au făcut proiectul pentru a alimenta cu apă localitățile și exploatările miniere din zona Bradului, dar și pentru producția energiei electrice. Cumpirea fără precedent a carburanților îi determină pe tot mai mulți români să cumpere mașini cu un consum mai redus. Dilerii și reprezentanții industriei auto susțin că a crescut interesul și pentru autoturismele noi, dotate cu sisteme GPL, dar și pentru cele hibrid și electrice. În timp ce în matriculările de mașini noi au crescut puternic, chiar și cu 40%, cele de autoturisme second-hand sunt în scădere față de primul trimestru al anului trecut. Domeniu tehnic, dar care te provoacă să fii creativ, așa definesc elevii care au participat la campionatul național de robotică acest domeniu. Zeci de echipe din toată țara și-au dus roboții în ring, încercând să ajungă în top 3. Și asta pentru că cel care, cei care vor câștiga vor reprezenta România la competiția mondială de la Houston. Salina Pride ca pe o oază de sănătate și relaxare, însă paradisul din adâncul pământului are întrebuințări multiple și ar putea deveni un nod economic important al zonei. Pe lângă turism și extracția de sare, Salina oferă condiții perfecte pentru maturarea brânzeturilor și cărnii și ar putea găzdui și un uriaș depozit de gaze naturale.